Anul acesta, altețele lor regale, principesa moștenitoare Margareta și principele Radu, însoțiți de principesa Maria, vor parcurge la bordul trenului regal județele Mehedinți, Dolj, Olci și Dâmbovița. În Dâmbovița se vor opri în gara din Titu. Trenul regal va staționa la ora 16 și 13 minute, timp de 12 minute. În anii trecuți, în trenul regal au fost invitați să călătorească scriitori români, elevi olimpici, vârstnici care beneficiază de programul niciodată singur al Fundației Principesa Margareta României, copii precum și membrii ai corpului diplomatic acreditat la București au în acest an cadrul călătoriei se va organiza și un eveniment de strângere de fonduri pentru victimele din colectiv